Ingeniozitatea moldovenilor nu are limită când este vorba de obținerea profiturilor ilegale. Este și cazul unui grup infracțional reținut de oamenii legii care au amenajat un cazinou electronic cu practicarea în regim online a jocurilor de noroc. Oficial, întreprinderea era înregistrată drept un centru de telefonie și era amplasată în sectorul Botanica încă din anul 2013. Jocurile de noroc se realizau prin internet, iar clienții erau din țările CSI și UE. Era posibilă accesarea acestor site-uri și implicarea în jocurile acestea de noroc doar din afara teritoriului Republicii Moldova, într-atât era de major gradul de securizare și de conspirare a acestei săli de joc. Doamnele care nemijlocit prestau serviciile respective, aflându-se în sala de joc, vorbeau limba engleză, se pretindea că, de fapt, sala se află undeva în afara Republicii Moldova. Suspecții sunt cercetați pentru evaziune fiscală. Datele preliminare arată că anual, în urma schemei frauduloase, bugetul statului era prejudiciat cu până la 5 milioane de lei. În cadrul perchizițiilor s-au depistat și ridicat mijloace financiare aproximativ 200 de mii de lei, bani destinați pentru achitarea salariilor ilegale. Au fost depistate și ridicate 12 mese destinate pentru jocurile de noroc, dintre care două destinate pentru jocul de ruletă. Pe acest caz au fost reținuți 4 membri ai grupării criminale. 3 dintre aceștia au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. În cazul în care le va fi demonstrată vinovăția, aceștia riscă până la 10 ani de închisoare.